Eu am vorbit despre de momentul când s-a întâmplat și până acum. Când mi-ai zis... Deci tu poți să vorbești și eu nu? Nu, când mi-ai zis chestia aia pe buze. Da, eu pot să fiu deranjată, că este josnic ce există, dar tu nu ai cum să fii deranjat, că ai vrut să mă sărut. Hello? Tu mai făceai șur, oameni, șur. Și în emisiune și așa. Că a făcut, că a adres, că nu știu ce, că nu mi-a zis cu ăla, nu te mai șantajez cu nimic. Ce am zis că a zis și adres? Păi nici eu nu știu. Afară am vorbit, afară, ce am vorbit afară noi doi. Te-am și rugat să spui ce naiba ți-am spus. Pășesc lung. Dar nu mai zic că oricum ați dau o renatură. Era vorba de... Oh my god, nu. Era vorba de ce? Era de vorba de să nu zici că... Așa și că nu... Și că nu puteam să ne jucăm. Nu, asta nu era vorba. La început, da, am spus, dar atâta te-a rugat. Faza pe cană, că m-a întrebat doamna Mira, când a avut el șansă, că noi nu știm și nu știu ce. Atunci, când a fost micul ăla, și nu știu ce, atunci știi și tu. Când mi-ai zis și tu că e ceva între tine și la ușa, că nu e nimic, poate dacă încercăm mai mult, și dacă mă trecerea, poate nu știu ce. Așa. Ușa, dar eu te-am ales pe tine. Așa. Deși nu puteam așa. Eu am venit aici să te întreb dacă ai dormit. Tu ai început da, să... Eu am început să spun de ce sunt supărată și de ce vreau să treci. Pentru că faci la fel ca în fiecare zi. Și chiar... Păi fii și tu sinceră. Asta vreau să fii. Tu nici și tu nu ai fost în direct. Dar nici nu ai fost sinceră în direct. Adică... Explică-mi cum îmi explici și mie acum. Domnule... Explică-mi și mie ieri cum a stat amândoi. Dar ce mi-a fost explicit etap cu etapă așa? Dar ce m-a întrebat ce s-a întâmplat ieri, deci am făcut urma și m-am explicat? Nu, că ai zis că facem glume. Tu că ai zis că facem glume și de amândoi, acolo ai zis. Păi na, și... Nu s-a părut o glumă aia. Păi dacă la ori e mai prezent, cum de cât eram în misiune. Păi nu dacă mai tot timpul un voci, normal că s-a dus la cameră. Dar am zis eu din nebună, deci mâncam așa amândoi și ori, și am zis eu așa deodată bună la ori. Zi-mi dacă am făcut asta. Bine, n-ai făcut. Dar vezi, nu-mi plac chestiile. Păi ai zis că facem glume, zis că n-a făcut glume. No, dar e deschisă. Adică nu mai are baterie. Te aduc? Da. Dar azi zice, mă interesează tine. Și uite prostul cum vine, aduce baterie și ea nu și-am văzut în seama. Da, așa zice. Păi mă simt, că să fim sinceri amândoi tot timpul. Ce e aici? Cosmetic. Mă, câte baterii. Mă, în toate culorile. Poți să plec? Ce? Poți să mai rămân? Tici. Ce o să faci la întorzi, vezi? Te rog frumos să înțelegi, te rog să pleci, te rog să mă nebunești. Ba da, astăzi am simțit că vrei să nu mă nebunești. Deci astăzi nu mai puteam, pur și simplu am clăcat. Dacă nu dormeam astea două ore, nu știu ce se întâmplă. Dar nu știu ce, de ce faci așa? De ce fac eu așa? De ce ești tu dual, Viorel? De ce fac păi eu așa? Nu, nu ești sunt. Nu, nu sunt așa. Tu deci, ești exact tu odată. Nu, nu sunt cum zici tu că sunt. Nu ești tot timpul cum ești acum. Nici în direct da, nu ești așa. Dar ce vrea să fiu așa dulce? Mi-e doar să zic că nici mă las să vorbesc. Păi da, nu ești așa dulce. Iar am ieșit da, măcar. Dar nu ți-ai zis, trebuie să-ți dau ți-a te explicații. Pe mă atac, mă, nu mă... Nu trebuie să-mi dai explicații, trebuie să fii sincer atâtea bogat. Bă, viu, mă, faci mincinoasă în față. Ce trebuie să fii sincer, dar ce naiba sunt? Și acum faza asta cu tăcea ai răscolit-o iar. Care? Nu mai vreau să discutăm pe ce a fost.
Înțelegi? Care? Faza asta. A fost acum 2 ore. Ce? Eu nu știu despre ce vorbești, dar tare rău îmi face. Deci gata, te rog, încheie orice subiect de discuție cu mine, gata, nu, mai că nu are niciun rost, nu îl scoatem la capăt, oricum ar fi. N-ajungem la niciun numitor comun, la niciun consens, la niciun nimic, nimic. Nu ne bazăm pe argumente, nu știu, nu are niciun rost să mai explic la mea oară. Ce vrei? Nu vreau nimic, crede-mă că nu mai vreau nimic. Absolut nimic. E sigur? Da, sunt foarte sigur, deci te rog, gata. Astăzi ai zis, aseară ziceai că mă iubești. Astăzi că nu ți-am zis că te iubesc, ți-am zis că am sentimente pentru tine, dar vreau să-mi treacă. Nu, ai zis tu te iubesc și eu am zis și eu, dar la ce mi-ajută, ceva de genul. Păi și mă iubesc sau nu? Nu e vorba de iubire, hai păi să... Păi înseamnă că una de zile a stat în minciună, nu? Mă, înseamnă când ziceai că mă iubești, înseamnă că nu iubeai, nu? Răspunde la asta, lămurește-mă un pic și rămânem prieteni și gata. Dar lămurește-mă și pe mine, că eu nu fac. Există o melodie, vă rog, staff să mi-o băgați pe aia. Rămânem prieteni, dar nu iubiți, că a fata cu rochița mă. Hai, o știi? Mă răspunzi la întrebare sau mă iei cu melodia? Păi ce să-ți spun, mă, viu? Înseamnă ce că m-ai mințit oricum, nu? Nu te-am mințit deloc. Am fost prea proastă. Ce să-ți spun? Prea proastă. Te-a luptat pentru cuplul nostru? Da? Până ce ai făcut? Cu prețul umilinței. Ce ai făcut pentru cuplul până nostru? Până în pânzile albe, mamă. Ce ai făcut pentru cuplul nostru? Orice. Da? Cu prețul umilinței m-am luptat. Și te-ai umilit sau nu? Da. Și cu de ce nu vrei să continui? Să nu de ce nu vrei să continui, să te umilești, nu? De dacă zici că te-ai umilit. Deci că nu poți trece că te umilești, acum zici că te-ai umilit. Păi m-am umilit. Și nu mai vreau să mă umilesc. M-am umilit când te-am iertat deja de prea multe ori. La primul cuvânt... Care de atâtea ori? Bine, a doua oară. Deci după ce te-am iertat a doua oară, că orice om merită o a doua șansă. După ce te-am iertat a doua oară și mi-ai înșelat așteptările, atunci trebuia punct. Și dacă făceam și un din punct așa? Din punctul tău de vedere, asta vreau să zic. Trebuia să pui punct atunci când ți-am înșelat încrederea și așteptările ieșind afară la biletet, că tot ai să ajungi. Deci, v-am spus, doamna Mirela, v-am spus, dar nu vreți să mă credeți. Orice ar spune, eu pot să spun și că e frumos acum afară, tu tot asta mă întreb, de ce am ieșit la biletet. Și crezi că se schimbă răspunsul meu dacă mă întreb de 200 de mii de ori pe zi? Deci tu ce nu treci peste? Bun. Asta te întreb, ca să nu mai aduci în discuții. Poți să treci peste? Nu pot. Evident că nu pot. Nu poți să treci peste. Nu-mi place cum faci. Tu... Țin tu. Ce vrei să fac? Eu nu înțeleg. Tu nu ești așa. Zin, tu odată ești blajin, așa. Nu știu cum vrei tu să pari, nu știu ce. Imediat se privirea și două îmi dai în mine și nu știu ce mai... Deci astăzi s-a mai terminat. Astăzi ce ți-am zis astăzi de te-a supărat? Mai terminat. Nu știu, deci pur și simplu în direct erai unul în pauză. Tot ce a spus ce Laur m-ai tras pe mine la răspundere. Deci tot ce a spus, tot ce... Nu știu, nu te-am tras pe tine, eu am discutat, am zis, de ce nu a zis așa? Ai zis și tu, ai avut aceeași întrebare. La mine. Da, nu m-am avut aceeași întrebare. Te... Am fost... Asta... Da, am gândit la fel astăzi. Faza aia. Nu? Eu ți-am zis întotdeauna, știu să fiu obiectiv și mama dacă greșește. Și nu te-am întrebat că greșește. Am zis chestia aia, punctul meu de deci, vedere. Deci exact cum ai zis, mă înghesui, mă îngrămădești în colțul ăla și mă termin psihic. Psihic mă tu, termin. Eu te termin pe tine? Da, dar pur și simplu. Dar tu nu mai termin pe mine atunci când am avut reacția. Și îmi ceri explicații, nu mă las să vorbesc. Mă... Haide. Am ca Barney. Da? Da, uite. Da? Da? Da, vrei? Vrei? Știi de rău să așa. Dar păi știu că ai și tu 5. De-aia, poate îți dau că nu mai ai, dar sigur că nu mai ai tu, eu nu mai am din mult. Vrei acum? Ridică cutia și ia-ți. Și nu-mi place deloc cum o dai și în direct ești așa. O dai așa sărac cu băiețel, a făcut și-a urma ei. Am stat, am mâncat și deodată lăsăm să... Uite, tu aduci mereu nu-mi place, păi de acum a fost faza.